Primul care face 100.000 de urmăritori va câștiga 2.000 de euro. Toată lumea știe că pe TikTok poți face foarte mulți followeri foarte rapid, așa că avem 24 de ore la dispoziție să facem cele mai virale și nebune clipuri de pe TikTok, iar cine face cei mai mulți followeri la finalul zilei va câștiga 2.000 de euro. Totuși există și două reguli. Nu avem voie să ne folosim de canalele noastre existente și nu avem voie să cumpărăm urmăritori cu bani. Voi să începem forța la vopsea asta și o să facem un TikTok în care vom distruge toată mașina lumii. Fiți atenți ce scriu pe ea. Parpi a început cu un prank super extrem, lucru care m-a ambiționat enorm. Eu câștig. Poate și o inimă că-l iubim. Bă, eu zic că merge, hai să sunăm să vin acum. Zis-o la baie. Parpi încerca să mă convingă să ies la poartă, reușind și șocându-mă într-un final. Hai mă, frate, băi, mărezi miza și faci chestiile astea? Bă, uite ce frumoasă. Pentru 2000 de euro faci chestiile astea tot, da? Uite, du-și mi-o colantez, Ionuțo. Ce faci tu, mă, frate, pentru 2000 de euro? Îmi strigi mie mașina? Hai că vedem noi, să vedeți ce TikTok-uri vă fac eu vouă, dar nu fac primul 100.000 de followeri. După prank, Parpi s-a dus să mănânce, iar eu o să-i fac nebunia asta. Dacă Parpi a început extrem, o să încep și eu extrem. Ea s-a dus să mănânce și o să-i suflu mâncarea cu asta. Hai să vedem dacă ne iese. Parpi! Ia-o pe asta, mârlă, maică, să mai faci mie tu chestiile alea. Ia-o pe asta, follow, busturoiul de tine, apărat follow. Băieți, începem ingenios, am făcut un TikTok cu un mesaj ascuns, poate ne dă follow lume. Ce mesaj ascuns, mă, frate? De ce scrie tata mea? Nu scrie niciun, ce scrie tata mea? Unde-i, unde-i, vezi tu au, unde vezi tu zâu, unde-i, unde-i? A gândit-o bine, băi, un mesaj ascuns, băi, băiatule. N-am ce să zic, 2000 IQ, tata mea, nu? Haide, pa, poate îmi dă și mie cineva un follow. Imediat după am plecat cu Iuli să alimentez mașina ca să am motorină în ziua respectivă și el mi-a făcut asta. Mizu s-a oprit să alimenteze repede, așa că o să fac un TikTok în care o să-i torc găleata asta în cap. Let's go! Băi, și mă, voi la cap, mă! Așa faceți, da? Hai că vedeți ce vă pregătesc eu vouă! Sper să fii, domnule! Mi-a zburat și telefonul pe jos, bă, băiatule! Bă. Am postat TikTok-ul cu Mizu, iar acum voi aplica tactica follow back. Voi da follow la oameni pentru a-mi vedea clipul și poate primesc follow înapoi. Hai să vedem! Iulie a început să dea follow la sute de oameni, iar câțiva din acei oameni i-au dat și lui Iulie follow înapoi. Bă, sper să-mi dea follow înapoi. Sunt sigură că TikTok-ul meu are potențial și dacă convin măcar puțin lume să-mi dea follow, 100% algoritmul TikTok-ului o să-mi-l promoveze și o să rup. Hai să convinge niște oameni. Bună, ce faceți? Aveți TikTok? Da. Dă-mi și mie follow, te rog, că fac un concurs cu prietenii și cine face cei mai mulți follow câștigă 2000 de euro. Cu Farina 06 mă cheamă. Mulțumesc, te pup. În foarte scurt timp, Parpi a reușit să convingă deja vreo 4 oameni să-i dea follow, așa că și-a continuat tactica. Am făcut deja 4 follow, hai să mai continuăm. Parpi a convins până și oameni în vârstă, iar după încă puțin timp a zis asta. Eu am făcut câțiva follow, acum tot ce trebuie să fac este content care să prindă. Hai să vedem. Tuturor le place să vadă un splash în apă, așa că voi face un TikTok cu asta. Dați follow. Wow! Follow 178, să câștig challenge-ul ăsta, haide! Momentan lucrurile extreme nu prea prind, așa că lucrurile cringe trebuie să prindă. Hai să dați să mâncați! Dacă nici Mițu când astea să nu prinde, nu știu ce să mai zic, ești bun totul. Sunt curios să văd ce fac ceilalți acum, pentru că tata deja are un TikTok care i-a prins, bă. Știu că drama prinde bine pe TikTok, așa că o să fac un clip în care o să spun că Mițu mă chinuie și mă obligă să-i car astea. Sper că o să prindă. Mițule, ți-ai renovat apartamentul și mai pus să car astea. Uitați adevărata fața lui Mițu. Dacă nici asta nu vă convinge să dați follow la Pescaro SRL, n-am ce să mai zic. Băi, primele TikTok-uri n-au prins, băi, frate. Hai să vedem ce facem în cața jurată. Băi, recurgem la următorul plan. Merg să imprim un tricou pe care scriu follow la Poloistu 78 și pun și un QR code care te va duce direct pe pagină. Hai să mergem. Tata s-a grăbit și a pierdut destul de mult timp să facă acel tricou, dar totuși planul lui a fost gândit foarte, foarte bine. Acum tot ce trebuie să facem este ca lumea să ne vadă cumva și am o idee și pentru asta. Fiți atenți aici. Asta e, tată. Vom lua astea și le vom da oamenilor ca să-mi dea follow. Hai să mergem. Gata, și mergem la primul copil. Uite, îți dau un barniz dacă dai follow la Poloistu 78. Gata. Tata a fost mai ingenios și a economisit foarte mult timp cu acel cod QR printat, lucru care l-a făcut mai eficient în a convinge și mai mulți oameni. Fiți atenți, acum o să fac un TikTok în care o să-mi iau mult hate, dar sunt sigură că o să prind, o să intră pe un teren de fotbal și o să le fur mingea abonaților mei. Hai să vedem cum reacționează. TikTok-ul folosim foarte multe hashtag-uri și sunet popular pentru a-i mări șansele să bubuie. Hai să vedem, Doamne ajută. Trebuie să mai căutăm ceva idei mișto de făcut, că e jale. Follow la Poloistu 78. Wow!
Iuli s-a enervat rău după TikTok-ul ăsta din cauza asta. Uite cât timp pierd, trebuie să mă și schimb acum. Să vedeți ce vă fac eu vouă, bine? Iuli s-a dus grăbit acasă și a luat un tricou și plănuia deja următorul TikTok extrem. Am început să prind TikTok-uri, dar am un plan super mega tare. Vom merge la unul dintre cei mai urmăriți TikTokeri din România și îl vom ruga să facă un clip cu noi. Sper să mă bubuie mult de tot și poate reușesc și o să câștig challenge-ul ăsta, mâncați și curata. Sper să mă promoveze TikTok-ul mult. Hai să mergem. Bun, suntem aici cu Cianu, care este unul dintre cei mai urmăriți TikTokeri din România și Cianule, am nevoie de ajutorul tău să mă ajut să facem un TikTok. 100 de ore, știi. Glumesc. Hai să facem TikTok-ul, tată. Legenda spune că orice TikTok în care apare Cianu face 1 milion de views, mâncați și curata. Make it un follow. Follow la usturoi 1 2 3 ca să câștigi challenge-ul ăsta, că altfel mă chelez de bani și aici de bun la cap. Doamne ajută. Am făcut peste 1000 de follow pe TikTok, dar tot nu este de ajuns. Sunt ultimul în clasament, așa cum să fac un live pe TikTok, ci că prinde bine, hai să vedem. Salut. Dați-mi follow acolo ca să câștig eu, vă rog frumos. Iulia a stat destul de mult pe live, a făcut și flotări și genuflexiuni la fiecare follower, dar cam degeaba. Băi, am făcut și live pe TikTok, dar nu prea a prins. Hai să vedem ce mai facem. Let's go. Ce mai filmez, mă, mâncați și m-am aterorizat și Mițu și tata Mițanos. Lăsați-mă, frate, nu mai pot. Mamă, să vezi ce vă fac eu, mâncava și gura voastră. Faru neapărat la Pufaina 06 a mai făcut un TikTok, sper să prindă, Doamne ajută. Băi, ține curge, la ultimul plan voi face un TikTok în care voi zice că sunt răpit. Poate așa dă și lumea, mă follow aici de bun la cap. Băi, sunt Mițu și sunt răpit. Glumesc, am făcut asta ca să vă atrag atenția. Dar și voi un follow că sunt într-un challenge de vreo 2000 de euro și nu vreau să pierd banii. Atât, mersi, vă pup. Băi, în momentul de față sunt ultimul în clasament, dar poate până mâine dimineață mai bubuie vreun TikTok și vin și eu pe locul întâi, chiar dacă e greu cu tata Mițanu, cu Barbie. Mițu își face acum poză de Tamil și uitați-vă ce fețe are. Deci mor de râs cu fețele lui, mă duc să-i fac un TikTok pe ascuns. Ce faci, mă? Nu mai filmam aici, mă, frate. Cum se strâmbă, ce față are. Vine și face TikTok când mă strâmb eu aici. Nu mai filma, că mă inhibi. Nu mai filma. Punem hashtag-urile și sper să prindă, Doamne ajută, că de obicei behind the scenes-urile prind mai bine. Clipurile horror sunt foarte urmărite, așa că am venit într-o pădure să filmăm un TikTok super de groază. Hai să vedem. Ia uite, bă, fantoma, băi! Hă, dacă nici ăsta nu prinde, nu știu ce să mai zic. Băi, sunt disperat, dar mi-a venit o idee cât de cât ok. O să pun un story pe Instagram în reverse și sper ca lumea să-și dea seama și să-mi dea și mie un follow pe TikTok-ul ăsta, că m-a spart, trebuie să intre pe mârlămoi. Cam așa arată story-ul, este invers complet, dar poate cineva își dă seama și îmi dă follow. Doamne ajută! Noaptea a venit, fiecare s-a culcat, iar dimineața m-am trezit cu o surpriză enorm de mare. Băi, m-a trezit de maxim 20 minute și m-a trezit cu o surpriză. Sunt peste Parpi și peste toată lumea la follower, nu vine să crezi. Măi, curi, mă, frate, că am cele mai multe like-uri, cele mai multe vizualizări și... Așa e, am convins mai bine lumea. Mai avem foarte puțin până se termină 24 de ore. Doamne ajută să ne păstrăm poziția ta. Băieți, n-am ce să fac regulă la ceva extrem. Bă, sunteți mârlămoi, îmi pătesc astea. O să pierzi tu, orice ar fi, o să pierzi. Follow la Pescarul SRL, dați follow, vă rog. Bun, cele 24 de ore au trecut și clasamentul stă în felul următor. Locul 4 este ocupat de către Iuli Pescaru SRL. Locul 3 este ocupat de către Polăistul 78, adică tata. Iar acum se decide câștigătorul între mine și Parpi. Și răspunsul e că eu am câștigat banii, eu am câștigat 2000 de euro, tată. Dă-i capă, nu-ți eu, mâncați-și gata și nu uitați, băieți, subscribe, follow pe conturile mele de TikTok și like neapărat. Pa, pa!